Un echipaj Salvamont Maramureș a fost solicitat duminică să participe la o acțiune de salvare a unor motocicliști porniți într-o drumeție pe Valea Vaserului. Este vorba de 6 persoane, printre care și 2 minori, unul de 16 și altul de 17 ani, care s-au pierdut în pădure și nici nu erau echipați corespunzător pentru lăsarea întunericului. Unul dintre băieții rătăciți a reușit să efectueze un apel telefonic și a fost localizat, iar în acel moment echipajul de prim răspuns al Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș s-a deplasat de urgență în zona respectivă. Ulterior, pe baza informațiilor primite de la acesta, salvatorii montani au pornit și în căutarea celorlalți motocicliști rătăciți. În cele din urmă, toți 6 au fost salvați și niciunul nu a avut probleme medicale, fiind doar speriați și uzi din cauza traseului ales, care a obligat să intre și prin apă. Echipajul de prim ajutor al Salvamont Maramureș i-a însoțit pe aceștia până în localitatea Vișeu de Sus, având în vedere că motocicliștii nu aveau nici faruri și nici frontale, pentru a evita eventualele accidentări pe parcursul coborârii, iar misiunea s-a încheiat cu bine.